Jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și, bineînțeles, dacă aveți vreo problemă sau vreo nelămurire, nu ezitați să înscrieți la pagina de Instagram din stânga jos și o să încerc să vă răspund, așa că haideți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la bar aici, la Nea Vasilică. Și aici, bineînțeles, avem o mașinuță străină, din câte puteți vedea. Bine, o mașinuță comună totodată, pentru că e una 4. E una 4 din 2000, 2004, parcă, 2003, nu mai știu ce an zicea că e Neacostel. Și na, e mașina lui Neacostel, am venit să o iau din servis de aici, are un nene un servis pe aici, mai apropiat. Și nu știu ce naiba, a zis că pe aici, la bara asta, era bulită, nu știu ce naiba, pe aici, pe la, prin față, iarăși, și a schimbat un far, habar n-am. Și omul m-a rugat să vin să-i ridic mașina. Dar ce vrei, mă? E 4, e ce? 1.9 diesel, mănâncă asfaltul, n-ai ce zice, 100 și ceva de cai, nu știu cât are. Dar oricum, hai să ne urcăm în mașinuță, să mergem să o ducem mai întâi, o ducem la Neacostel. Așa că hai să băgăm și noi mașinuța în viteză și să îi dăm bice. Ia să vedem noi, ușurel, ușurel. Atâta, bun, hai că a pornit mașinuța, merge strună, n-ai ce zice. Și nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, pentru a strânge peste 300 de like-uri. Haideți în forță acolo. Uite, mă, ce merge mașina. Eu care ziceam că e 1.9 diesel, dar zici că e 3.000, nu că e așa, zici că e 3.004, nu că 1.9. În fine, da, oricum, mașina e 1.9 diesel, după cum v-am spus, merge de... N-are nicio treabă, uite, ori asta, ori un Passat. Dar ăsta arată bine, e față de Passat, eu zic că e o gamă mai, într-un fel mai luxoasă, că e Audi până la urma urmei. Da, na, hai să... hai că am ieșit și noi, uite, un Passat și uite un Audi A4. Dar oricum, totuși, mai spațios e un Passat decât un Audi de asta 4, pentru că, nu știu, mi se pare mai spațios, dar ăsta e mai sportiv într-un fel zis. Are și 4, după cum v-am zis, Audi. Are de toate pe el. Un nou diesel, motorul ăsta care nu moare niciodată, tată. Neacostel e vecinul nostru pe acolo, de la deal. O să lăsăm mașina ori la el în poartă dacă avem loc, ori dacă nu, nici nu știu unde naiba să o las. Bine, uite aici stă Neacostica, dar cred că da, o să o las direct aici ca să nu zică că... Să nu zică că după aia am dus-o în altă parte. Ia să vedem noi cum să o lăsăm noi acum, că nici nu știu. Să o lăs așa? Nu, o să o punem invers, stați așa. O punem inversată cu fața la drum ca să fie mai șmecheră. Da, v-am spus, e 4 mașina, trag am toate 4 roțile, adică e mașină ca lumea, de aia n-ai ce zice. Nu vezi peste tot mașini de astea. El de obicei obține în ogradă, dar doar nu o să deschide o porțele la om să o bagă în curte acum, nu? Atât, hai să ne dăm jos, să-i lăsăm mașinuța aici frumos, i-am lăsat cheile sub bancheta acolo, că n-are ce să-i fure. Și, în fine, hai să mergem și noi la deal, că avem de treabă. Hai, mă, ce mașinuță frumoasă, ce ai? Băi, de la distanță, da, zici că-i Passat, dar când te apropii, băi, da, stai, că e altă ligă, e Audi. În fine, hai să mergem să luăm și noi un tractor de pe aici, pe care l-am închiriat, și anume case-ul ăsta din 92, tată. Ăsta e case bătrân tare, are cât are din 92, 30 și 32 de ani deja. Ce, mama mă, ia uite. Case de case, tată. Stați, faci treaba cu el, e și are roțile schimbate, e altă ligă. Și avem aici o remorcă destul de mare, stați așa să ne urcăm noi pe acestea, ăștia să vă arăt mai bine. E remorcă, zici că e cât un tir. Bine, nu e chiar cât un tir, are vreo 30, 30 și un pic de tone. O să mergem cu asta să vindem niște grâu, bineînțeles, așa că hai să ne urcăm și noi în tractorel, să vi-l arăt pe interior. Cam așa arată la interior, deci nu-i mare socoteală pentru că e tractor vechi. Dar motorul merge, are cai destui, are 100, 170 de cai, ceva de genul. Și acum hai să pornim și girofarurile pentru că le avem. Și să, de fapt nu acum, le pornim când o să încărcăm și noi ceva greutate. Ia să vedem, ieșim și noi cu case-ul tată de aici, uite. Mamă, mamă, mama mia, ce să mai... Uite ce calume. În fine, să ieșim și noi de pe poartă și să mergem direct la stână. Pentru că o să trebuiască să încărcăm, v-am spus, niște grâu. Să ducem la moară, să vindem. Bă, da, e ca lumea, n-ai ce zice, uite. Așa arată și la interior și la exterior, e ca lumea tractorul. Adică la 170 ceva de cai plus din 92, tractorul nu e așa de scump. Doar că, na, modificările pe care le-a adus ăștia de unde l-am închiriat eu, de la magazin acolo,
L-au îmbunătățit și acum na, l-au făcut un pic mai scump, pentru că dacă vrei să-l cumperi, dai un ban în plus față de cum îl iei tu stock. Cu, nu știu, ăsta are 170 de cai, stock-ul lui costă 143-145, undeva pe acolo. Dar, da, oricum, e tractor modificat și ca lumea, ai de toate pe el. Ai și, bineînțeles, și aer condiționat, te băga băieții, instinctorul acolo în stânga, în caz de incendiu sau ceva. Și ce mai, vei pierde luțe la geam, băi, tractor care văd că e făcut de, nu știu, de cineva care, căruia chiar îi place. Hai să deschidem și noi astea de pe spate, nu-i dau drumul la aer condiționat, că nu una are rost acum. Și eu zic să mergem direct la bunkerul celălalt, să luăm de acolo încărcătura, ca să mergem la moară să vindem. Ia să o luăm noi pe la stânga pe aici, că mereu greșesc drumul, în loc să o iau la stânga, o iau la dreapta, acolo, la deal. Dar nu-i problemă, mergem și pe aici. La tractorul ăsta, la ce anvelope are, poate să meargă și pe munte, tată, ăsta tot trage. Uitați-vă cât de groase sunt și roțile, sunt late, mari, așa, cărnoase, ca anvelope noi, oricum. Ia să vedem. Dăm la dreapta pe aici. Aude, mergem acolo la țeavă să încărcăm, tata de minune. Aici, în remorca asta, încarci jumătate de siloz. Bine, vorba vine că, na. Ia să vedem acum. Băgăm de aici 26 de tone mai întâi și, bineînțeles, ce o să mai rămână, o să punem de la vale, pentru că mai avem un bunker la vale, după cum știți și voi. Deci 26 de tone. Să vedem cât încap în remorca asta mai întâi. 84%. A, că avem ceva greu. Cred că mai încap încă vreo 4 tone bănuiesc, ceva de genul. Deci are remorcă undeva în jur de vreo 30 de tone. Bă, oricum destul de mare, într-adevăr. Uite, o luăm și noi așa, să nu se răstoarne, speră un grâu din remorcă, că atâta ne trebuie. Hai să mergem acum direct la vale, la silozul celălalt. O luăm drept pe aici, dacă tot avem drum. Iar dacă ai făcut el mai denivelat așa, o luăm și noi cât de ușor putem să nu zdruncinăm grâu prea tare prin spate pe aici. Ia uite-l. I-am dat drumul la girofare, după cum ați observat. Ia uite, și acum mă doare la bască, merg cu tractorul ăsta, derupe. Da, ce să mai, cred că o să bag după aia, s-ar putea să bag la Arad, dar cel mai probabil, da, cel mai probabil o să mergem la Arad, dar să vedem cu ce plug și tot cu tractorul ăsta, pentru că pe ăsta o să luăm astăzi la treabă. V-am zis, bă, ia mă, dacă tot l-am luat așa, am dat un ban pe el la închiriere, hai să văd ce poate, nu? Uite, uite, se vede care, mamă, stai așa să tragem remorca asta de pe față de aici cu baloții, că văd că stă aiurea și mă încurcă mai mult. Hai, hai, UTB-scule, hai, UTB-scule, uite, asta e UTB-ul ăla care l-am luat acum de curând, după cum știți. Ia să lăsăm ușor, ușor aici, stai așa, să punem frână și gata. Hai să scoatem dita mai tractorul, ia uite-l, tata. Ia uite-l, ia. E mare, mare de tot și ăsta. Bine, tractorul nu e înalt sau ceva, e, după cum puteți vedea, e cam cât un UTB la înălțime. Bine, un pic mai mare, dar anvelopele astea așa mari, zici că îl fac așa mari, peste rui, zici că e. Dar oricum, e ca lumea rău în acest ce. Acum hai să încărcăm și de aici niște grâu, să vedem ce mai avem. Oricum, pe aici mai avem destul de mult. Ia să vedem noi, bam, atât. Gata, acum e full remorca. Ia să vedem dacă putem să. Da, nu avem prelată la remorca asta. E, nu-i problema. Acum mergem și așa până la urma urmei. Deci 30 de tone, nu? Nu, 31, pardon, 31 de tone de grâu. Uite că nu m-am uitat bine. Deci avem ceva, ceva, nu? Avem, tată, nu poți să zici că nu, uite. Acum să nu ne răsturnăm cu remorca. Dacă ne răsturnăm, iarăși nu-i bine. Uite, mamă, mamă, cum am coborât pe aici, fii atent. Normal, remorca asta nu e pentru tractorul ăsta, că e prea mare, după cum se vede. Dar am zis, bă, hai, cu iau, dă-o mama măsi până la urma urmei. Ia uite, facem curba frumos aici, dacă țin frânele, atâta contează. Să țină frânele, că de restul mă ocup eu. Ia uite ce calume e. E mișto, e mișto tractorul, n-am ce zice. În fine, hai că-l laud prea mult după aia și cine știe, n-ai, mă lasă după aia pe drumul și zic că l-am lăudat degeaba. Hai să-i dăm noi pe aici. O să facem niște bani frumoși astăzi cu grâul ăsta. Mâine, mâine ce? Mâine marți, trebuie să mă duc, cred că mâine la pădure, cel mai probabil. Așa că stați pe fază. Și nu ezitați să lăsați acolo chiar acum un mare, mare like, chiar în momentul de față. Băgați acolo un mare, mare like să strângem multe, multe like-uri. Hai să vedem acum cum facem. Ne încadrăm cu spatele, cel mai bine zic eu. Că altfel nu prea am cum să mă întorc după. Ia să vedem noi. Op, 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 încă un pic, încă un pic. Să-i dăm acum cu spatele. E bine că virează și roțile de la remorcă, după cum observați. Hai, tată, hai, unde-i băgat? Atât. Și acum să-l basculăm. Asta se basculează pe spate, bineînțeles, după cum e și normal. A, uite, avem aici o grămadă, o grămadă de grâu. Mamă, mamă, ia să vedem.
Ia să vedem, ia să vedem. Ai încă un pic și... Hai, tata. Gata. Ai că am basculat și... Am basculat și grâul ăsta. Uite cât am basculat, de fapt, ce să mai... E calul meu, da, n-am ce zice. Acum, unde am zis că mergem la Arad, nu? Mergem să băgăm un pic la Arad, pe dincolo de... În partea asta, la altă. O să vedeți pe unde exact, vă zic. Pentru că acolo am un teren pe care nu l-am mai terminat de arat, pentru că ba am avut treabă, ba nu știu ce, oricum terenul a fost părloagă și n-a fost ceva important. N-a fost o prioritate pentru mine să-l bag la arat neapărat acum. Dar când am timp am zis, bă, îl bag la arat și aia este. Dar acum, deocamdată, dacă n-am avut timp, bine, n-am avut timp, că acum, după cum puteți vedea, mi-a mai făcut un pic din timp. Hai măi tată, hai dă-i în deal. Și mă duc astăzi, iau un plug, nu știu ce plug să iau, sincer să vă zic, cred că o să iau unul cu 4 sau cu 4 brazde, cred că îi merge la ăsta. Am și greutate pe față, nu se întâmplă nimic. Hai acum să decuplăm remorcuța, bineînțeles, o lăsăm aici. Stai, gata, am decuplat-o. Și acum să cuplăm plugul, bineînțeles. Avem vreo unul pe aici, dacă avem ar fi bine. Aici nu avem decât tractorul. Ia să vedem prin partea asta la altă. Oare n-avem? Măi, să fie. Chiar n-avem niciun plug pe aici. Hai să urcăm dealul, tata. Poate găsim ceva, nu? Pe acolo nici atâta. Ia să vedem. Uite, mă, ăsta cu 4 brazi de. Hai că ăsta ar fi bun, nu? Eu zic că ăsta ar merge de minune la tractorul ăsta. Dar cum naiba să mă bag eu aici? Stai că trag eu un pic remorca mai în față, că mă încurcă tare mult. Ia uitați-vă și voi. Păi acolo se stă cu remorca. Dar cred că tot eu am pus-o și acum dau vina pe alții. Hai să vedem, cuplăm aici, hai încă un pic mai în spate. Cuplăm aici remorca la tractor și să o tragem un pic mai în față, să nu știu unde de naiba să o pun și pe asta. O trag mai pe la dreapta, mai pe după stână pe aici, ia să vedem. O, trebuie să fac aici, mamă, de ordine de nu mai pot, o tic, șaptele cum stă perversul ăsta aici. Cu jantele alea, mamă, mâncați-aș dacă nu, uite-te și tu cum arată. Bun, să nu-ți placă, tată, minunăție de tractor. Bun, hai să vedem acum, tot am zis, hai să facem și noi un pic de, un capăt de treabă, sau cum s-ar mai zice. Ia să vedem, hop, luăm acum, plugul ceala și mergem direct, tată, la treabă. Ia să vedem, hop, dăm cu spatele marșalier și bam, perfect. Cuplăm, dăm, băgăm și cablurile și tot, ridicăm plugul și hai, tată, la treabă. Ar trebui să nu se complice case-ul ăsta la ce putere are. Pentru un plug de ăsta, foai de capul meu, ar trebui să nici să nu consume mult la ce putere are, zic eu. 170 de cai merge cu plugul ăsta. La ce anvelope? De fapt, anvelopele fac tot. Degeaba ai tu ăsta, poți să ai și 250 de cai. Băi, dacă nu ai anvelope bune și pentru caroseria aia, degeaba ai cai ăia în plus. Mai bine naibii, dă-i mai bine 120 de cai și niște anvelope ca lumea decât cai mulți și fără nicio caroserie, fără niciun nimic. Ia uite, am luat-o pe aici prin fața casei, că am zis că îmi vine mai lejer, da? Dar, de fapt, e bine și pe aici pe unde am luat-o. Ia uite, pe aici am făcut eu un pic, am mai luat din malul ăsta ca să pot să fac un pic de drum, să zic așa. Bine, drum mult spus, că vedeți și voi cam cum apare pe aici. Da, așa e construcția, așa a fost aici mai de mult o țeavă mare a fost astupată. Și a fost pus pământ prea mult. Deci a fost pus pământ prea mult, nu ca așa. Dar se și vede, adică ce să mai aici poți urca numai cu tractor sau cu o căruță maxim. Că cu altceva cu ce naiba să urci. Uite mă că am lăsat un tractor acolo. Bă, băiatule, lasă, nu-i problemă. Că o să facem în felul următor. Cu tractorul ăsta îi mai dăm prin colțuri, îi mai dăm pe colo-colo. Dar hai mai întâi să facem în felul următor. Uite, de exemplu, pe aici o să putem să luăm cu tractorul. Ia să vedem, bam, uite, pe acolo mai în spate iarăși, atât. Și acum mai dăm tot în față, măcar să vedem ce poate și tractorul ăsta, nu l-am luat degeaba, nu? Aici merge parcela asta ca lumea rău de tot, dar oricum o să semăn, o să o fac faină de tot, adică eu cum am zis, băi, lucru, nu ca așa, adică ori fac o treabă, ori nu. Și uite plugul ăsta, trebuia și un plug mai mare la tractorul ăsta, dar dacă n-am avut acum deocamdată la dispoziție, nu-i problemă că merge și cu ăsta, stai așa că noi am luat-o rău aici. Noi am luat-o rău, păi ori facem proaga teren, ori nu mai facem. Aute cât ți-a porumbei și pe acolo. Ce-o fi mă astea, că nici nu mai văd bine. Hai să o luăm și pe aici, pam. Lăsăm plugul jos, stai așa. Acum, hai, o ia sau nu o ia?
Fii atent. Gata, a luat-o. Uite case-ul ăsta, bătrânul. O să trebuiască să continui cu el pe aici, parcela, că mult mai bine îmi vine pe aici. Și ia uitați, pe aici iarăși n-am avut cum să iau, că aveam plugul prea mare. Da, nu-i problemă de acum, asta este. Îi dăm așa cu tractorul ăsta, că e ca lumea, în primul rând. E arată ca lumea tractorul ăsta și îmi place să lucrez. Dar o să lucrez și cu ăsta mare, că imediat după ce mai dau vreo 2-3 brazi de cu ăsta, mă bag și pe ăla mare și aia este. Pe aici am drumul și din partea aia și din partea aia. Dacă țineți minte voi, aici aveam aveam baza aia unde mai depozitam eu câte ceva, dar am zis, dă o naibii să o stric, că n-am ce să fac cu ea și fac ceva măcar de folos. Uite cum am făcut terenul ăsta, care, bă, eu zic că din terenul ăsta o să iasă ceva ca lumea. Acum o vedea și noi, că e cam de nivel așa ăsta, mama măsii. Asta este, n-am ce să fac și eu. Îl fac și eu cât pot de drept acum. Îl mai nivelez, dacă voi vedea eu ce-i mi-i face. Dar, na, uite, pe acolo iarăși n-am luat, fii atent. Ia stai așa. Aici. Gata. Acum ridicăm, pam, 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 întoarcem plugul un pic. Uite. Ca lumea. Și ne băgăm iarăși. Uite, păi ori facem noi treaba ori nu. Pe acolo fac un pic de drum ca să mă pot întoarce cu... Să mă pot întoarce cu tractorul sau cu o combină și tot așa. Da, jupănilor. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupăni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.